Salutare, băieți și fete, eu sunt Gabi și mi-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un challenge, partea a doua la un challenge, doar că de data asta îl vom complica puțin, adică pe românește îl vom face puțin mai greu. Astăzi vom juca doar resuprimap tot meciul și vom juca la squad, adică tot squadul va trebui să jucăm doar cu resuprimap tot meciul. Adică pe românește, pentru înțelesul tuturor, va trebui să jucăm tot meciul doar resuprimap, adică armele care se află în resuprimap. Știți că atunci când deschizi un resuprimap, poți să mai deschizi încă unul acum, gen e de la ultimele update. Poți să deschizi mai multe resuprimapuri și poate să spice mai multe arme, gen într-un resuprimap poate să spice o armă, în celălalt o armă și tot așa, poate să spice arme de apropiere, de distanță sau dacă ai noroc, bineînțeles, la unul poate să fie de apropiere, iar la unul de distanță. Acum depinde de norocul fiecăruia. Fiecare să vină după resuprimapul nostru, adică vom juca un fel solo versus squad tot meciul și vom încerca să facem buia doar cu lootul din resuprimap. Așa că băieți și fete, urați-ne succes, dați un like la acest clip dacă vă place ideea și revenim din avion. Ok, băieți, bă, momentul adevărului. Acum hai să vedem. Ok, observator. Bă, nu e așa de rău, adică putea să fie și mai rău. Vedeți deja pe mapă unde au băieții mei de suprimapă. Unul în Bimasaki, unul în Pic, unul în Cape Town, aproape de Cape Town. Da, talent, îmi place de suprimapul lor. Bine, băiatul ăla care are în Pic, săracul de el. Da, Fabi, îmi pare rău de tine, mi-a părut bine de cunoștință. Bă, îmi pare bine măcar că e Bermuda. Ok, îmi pare bine că e Bermuda, e o mapă pe care o cunosc. Pentru că în ultimul timp, nu știu, dar m-a băgat numai pe alte hărți. Cum ar veni, nu știu, Nextera, Alpine sau... aia, cum îi zice, mă, care a băgat-o din nou, Kalahari. Nu mai zic pe Kalahari, mă bagă să mă bată, mă, dacă nu aproape în fiecare meci. No, bun, bă, trebuie să am foarte mare grijă aici, pentru că e o zonă în care vin turcii de obicei, turcii de Grandmaster, așa că trebuie să am foarte, foarte, foarte mare grijă, dar momentan nu văd nimic, nu văd niciun player. Oricum, o să încerc să deschid resuprimapul și după să mă duc imediat la următoarea cutie, depinde unde e, cât de departe e. O, XMOP, cască de 2, bine, acum, ok, nu e departe, pot să mă duc cu launchpad-ul. Dacă nu mă înșel, sper să meargă la pe în stânga, să mă duc la celălalt resuprimap, poate îmi pică și mie o armă de... Hai că pot să mă duc dacă e ceva. Hai că mă duc, băieți, dacă e ceva. Punem ăsta și mergem cu ajutorul la launchpad-ul ăsta micuț. Și sper să-mi dai și mie o armă de apropiere. Nu știu exact ce arme poate să-ți pice la resuprimap, însă sper să fie o armă de apropiere. Nu știu, orice UMP puritoare, shotgun, orice armă posibilă și imposibilă e bună doar de apropiere să fie. Știți ce zic? Momentan e bine, am și un med, am și cască și vestă. Bine, astea le pot lua pe parcurs, gen gloanțe, atașamente, astea le pot lua de pe mapă. Însă va trebui să joc doar cu armele de la resuprimap și sper să fie o armă de apropiere aici la cutia asta mirobolantă. Ce-o fi, o fi, hai să vedem, băieți, momentul adevărului. Hai să vedem, Doamne ajută, dați-ne și nouă, băieți, o armă. Să mă bată mama, cât ghinion să am, băieți. Să mor tu că mi-a dat double XMOP la două ore suprimapuri. Și a treilea, ok. Bă, nici asta nu e foarte, foarte departe. Dar oricum e, bă, partea bună e. Fiți atentă că îmi fac vesta asta și casca asta de 3. Talent, am vestă și cască de 3. Și tot de la resuprimap, gen am voie să le folosesc. Și mergem, mă duc la bunker, că am bănuți de la resuprimap și pot să-mi cumpăr cipe, cască și ce mai îmi trebuie. Încărcătorul negru, bâncava, ajutura voastră, pot să-l cumpăr și pe ăla. Uite cipe pentru vesta, perfect. Și după mă duc la următorul resuprimap, să sper că, nu știu, ăla e ultimul pe care o să mai, la care o să mai mă duc să îl iau. Ok, ăla e ultimul. Sper să pot să fac și eu meciul ăsta peste 10-15 kill-uri, Doamne ajută, dacă am timp și dacă am playeri. Dacă nu se omoară până ajung eu la resuprimap ăla și până vine înapoi la ei. Poate mai dau și pe parcurs de player, Doamne ajută. Hai să vedem. Și luăm un chip pe cască, un încărcător negru și repair kit-uri să moară Bibi. Ce să mai iau altceva? Să iau unde ăsta pentru player? Nu iau. Acum că iau la următorul. Că acum dacă le iau, cine știe pe unde mi-apare player și nu e bine. Nici n-am armă de apropiere, nici n-am gluri foarte multe. Dar bun. Mergem la următorul, băieți. Luăm mașina și mă duc la următorul resuprimap. Cu speranța în suflet și în inimă, bineînțeles, că o să-mi pice și mie o armă de apropiere. Că, bă, XM8 e bun, de ce să vă mint? Adică îmi place să joc XM8, e o armă care îmi place să joc cu ea, ok? Bă, da, double XM8, adică, pe bune, și eu solo pe squad, știți ce zic? Adică squad-ul meu e, dar nu prea e lângă mine, nu știu cum să vă zic, e cam degeaba, e doar pentru revive dacă e să mor. Și nici așa nu sigur, nu garantez că îmi dă revive dacă mor, știți ce zic? Așa că e problemă. Hai să vedem, bă, rugați-vă pentru mine, Doamne ajută, Doamne, dă și mie o armă de apropiere. Adică nu, era să mă duc direct în gard. Nu mai contează. Dar bă, asta o să fie ultimul resuprimat, pentru că următoarea... Depinde unde e următoarea cutie. Da-te, puii mei, bă! Aia aproape, mă! Bă, fiți atent, mă duc și la asta, că e foarte aproape, păcat de el. Bă, mâncava aș gura asta. 3XM8-uri, mă, unul după altul, mă. Bă, deci dacă vroiam așa ceva, eu nu reușeam în 10.000 de meciuri, voi sunteți nebuni. 3 resuprimapuri, 3XM8-uri, băi, dă-o, mama ei. Hai să vedem și la al patrulea, dacă și la asta XM8 nu mai joc. Ok, și momentul adevărului și
Da, mă, bravo, mă, jocului. Aia zic, da, e clar, băieți, jocul nu ține cu mine meciul ăsta. Nu mai mă duc la Mir să mă bată mama, gata, pa, ăsta a fost ultimul pe care l-am deschis. Mă joc acasă și cu X8 tot meciul, mâncava v-aș cu voastră. Bă, da, deci știu și eu să conduc, că n-am carnet? Nu, e bine, hai că am și carnet dacă e ceva. Bă, da, Fabio, ăștia fac kill-uri, mâncava jucura voastră, eu am 0 kill-uri, 0 damage. Eu sunt ultimul paletă din squad, cred că sunt singurul care n-am kill, pe bune vă zic. Că sunt bun ca șofer. Dacă vreți să angajați un șofer, băieți, să știți că sunt cel mai bun. Dar să-mi dați mașină scumpă, că nu vă bușez deloc, știți ce zic? Luăm un de ăsta de playeri. Bă, cu banii, teoretic, aș putea să iau și puritoarea de la drop, de la cutie, știți ce zic, de la aparat. Dar nu o să iau puritoare, pentru că, deși aș putea, pentru că bănuții, teoretic, sunt din, cum îi zice, din Supreme Up, deci aș putea să-i folosesc, însă nu vreau, las așa. Mă joc XMO cu AKA, hai. Băieți, veniți încoace, că am nevoie de kill-uri. Poate parcă vă că dau de full squad, că la norocul meu. Punem ăsta aici. Să moară Bibi, dacă nu, cu 3 lanși putem ajunge exact la ei. Ajung, fiți atent, mai pun unul și ajung direct la ei. Stați să vedeți dacă nu. Dacă ne moare Roxy, n-a murit încă. Și? Doamne ajută să nu fie full squad cu magul în casă. Doamne ajută. Bă. Bine. Mamă, dacă mă duceam direct în ei, mă duceam. Viață! Bine, loc 1. I-a dat arma în cap, dar la finish, nu la... Bă, n-am niciun atașament pe X8 ăsta, în afară de încărcător. E bine, băieți, am făcut și eu două kill-uri așa, degeaba, cum s-ar spune. Dar viața mea ăsta din casă nu pleacă de aici, cred că nu? Adică n-are niciun avantaj să plece din casa asta. Problema... Bă, dar cât sunteți acolo? Mâncava și sufletul vostru, i-am spămat de tot încărcătorul, le-am dat pe bune, vă zic. Le-am dat tot încărcătorul, băieți. Cum... Nu ia cap, bă, nu ia cap, îți blestemat. Bă, mi s-a blocat. Ce faci, bobiță? Hai că sunt bun ca jucător dacă e ceva. Hai că le dau un mancap dacă e, ați văzut? Adică, da, le dau un mancap dacă e. Măi, urâtule, uite-l. Bine, aia zic. Hai că-mi dai și un cap. Primul cap din istorie. 3 capuri, aia zic, mă, hai mă, că sunt bun, dă-mă naibii. Acum pot să mă duc, țac, 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 salutez pe ăsta. Poate are și el gloanțe, perfect, are gloanțe infinite, să mă pată mama. Și acum trebuie să mă duc să-i bea pe vârâța aia, că am și atașamente. Nu știu cât sunt, dar sunt mai mult de 2 oricum. Băieții! Bă, voi ce faceți, mă, pușați? Bă, băieți, vedeți că eu sunt periculos, băi, nu pușați, alo, băi! Vedeți că eu am arme de apropiere dacă pușați, eu vă zic, am mag. E că aș vrea să am mag dacă e. Băieți, nu pușați, bă. Mă, nu fiți, mă, nebuni, mă, că vă bat. Dacă am ești piciorul ăștia, mă pușează, doamne. Bă, voi nu veniți mai aproape de mine. E clar. Băieți! Bine, noc 1, n-aveai cască, că ți-am dat-o jos când ți-am făcut schema. Zi-l-o, colegă, tu, că sunt foarte periculos. Bine, 2 noc. Păi, nu ia cap. Mi s-a pus sinta pe lângă. Ieși afară după copacul ăla, că... 2 capuri și metoda grenada. Fiți antre aici, dacă nu, triple kill-ia. 3, 2, 1... Bine, mă, sunt bun! Era să... Oricum nu mă omora, că aveam vestă de 3. Bun, bă, a mers bine. A mers exact cum vroiam să meargă. Am făcut și 7 kill-uri, mai sunt 14 kill-uri. Mamă, mai sunt 14 player-uri cu tot cu noi, bă, încă 10 player-uri pe toată harta, mă. Bă, da, băieții mei au făcut kill-uri. Mamă, e picker, bă, n-am mai găsit un picker de când era mai tânăr. De acum vreo jumătate de an am mai găsit un picker să moar. Și mie îmi place un picker, dar nu prea am voie să-l folosesc. Uite și un MP aici, mamă, ce loot aveau ăștia. Mamă, ce loot aveau ăștia. Dar nu știu cum se face, că eu găsesc loot-ul ăsta numai atunci când fac un challenge ceva, știți ce zic? Pe bune vă zic, deci numai când am voie să joc cu loot-ul ăla, atunci îl găsesc. Pe bune. Am mor dacă vă mint. Da, bun, știți ce fac, nu? Luăm așa și mergem după... Daniele! Opu, Daniel, trăiască Daniel. Daniele, vino cu acest să-ți zic ceva. Vino cu acest, Daniele, că ești lângă mine, mâncați aș gura ta. Vino cu... Ui, ciupercă de 4, bă. Numai ciuperci de 4 găsești acum pe hartă. Vino cu acest, Daniele, că am și eu nevoie de kill-uri. Trăiască Daniel, dacă nu... Dacă și doar e bine. Mai sunt 16. Dacă apuc să fac și eu 10 kill-uri meciul ăsta, eu nu sunt fericit. Ca să nu mai zic că jumătate de meci m-am umblat numai după resupluie apuri. Pe bune, vă zic, dacă mă duceam și în ala de la Mil, se termina meciul. Clar, deci se termina meciul până ajungeam la ala. Bine, nu neapărat, că dacă luam o mașină rapidă, ajungeam.
Daniele, unde fugi, Daniele, că te bate squadul meu, Daniele? Te bate hoțomanca, Daniele, unde te duci, Daniele? Tu-ți mămicuța ta, Daniele, s-a dus. A murit, săracu. Bă, Daniel, bă. Bă, de ce ești tu fraier, mă, Daniele, mă? Și ți-am zis, mă, Daniele, mă, bă. Nu mai bine veneai tu la mine, că nu-ți făcea nimica. Toți mami... Bă, are hack! Ce-a făcut? Uite-l, mă. Băga mea și piciorul, netul vostru, bă, vă teleportați, mă? S-a teleportat, mă, să mor dacă mă mint. Gen, eram cu țin de apel, după aia văd că nu mai e. Bine, i-am dat tot încărcătorul ăsta, dar în fine. Mamă, m-am făcut de râs. După ce cam și full atașamente, mai dau și tot încărcătorul. Hai că sunt bun. Hai că sunt... Opa! Viață! Un cap! Dacă mi-l furi, să moară dacă mi-l furi. Hades, care-i Hades? Hades-e dacă îmi furi kill-ul să moară. N-am kill-uri, Hades, lasă-mi kill-ul. L-am văzut. Bine, aia zic. Acum pot să-l furi la finish dacă e. Dar nici finish, că am nevoie de damage. Lasă finish-ul mie mai bine. Perfect, avea multe arme dacă e ceva. No, bun, bă, mai sunt încă 11 playeri cu tot cu noi. Eu am 9 kill-uri. Da, sunt mai bot așa un pic, dar it's ok, se putea și mai rău. Adică se putea și mai rău. Dar e bine, eu mă bucur că m-am descurcat cu arme de distanță. Bine, nu e un challenge foarte greu, acum să fim serioși, adică totuși. Dar acum mă duc un pic, bă, fiți antrenat aici. Duceți-vă, mamă, am 30 de inhalere, bă! Să mă bată, mamă, dacă mă moară cineva. Bă, dacă mor, sunt prost. Pe bune, nimic nu e aici, e clar, mă duc un pic. Mă duc un pic, deși vine și zona. Mă duc să văd dacă vine cineva din pic. Că dacă mă duc după squad-ul meu, clar nu mai prind niciun kill, adică vă zic, clar, ăștia au arme de apropiere, cred că au arme de... Opa! Băi, sunt creier de mă naibii, am știut unde se vin. Bă, avioane, să moară, ce faci, viață? Viață! Hai că i-am făcut și schema, dacă e ceva, mori! Bine, mă, n-avea glu, săracu. M-am jurat, cred că un pic așa, da? Nu mai contește. Și mai erau plec... Ui, mamă, încă un avion. L-ați văzut pe ăla ce a zburat? Băi, doar nu zbori și tu, nu? Unde te-ai dus, măi, nenea? Nenea, uite-l! Ăsta e altul. Mamă, cât sunt! Băieți! Eu sunt mai prost așa de fel. Trag din afara zonei în voi, dar... Voi nu mă băgați în seamă, da? Un cap? Mamă, da, are la cască de 3, vestă de 7. Nu trage că să moară! De ce-i tras? Mamă, încă 2, mă, acolo, mă, am zis că-s 2 de tot, mă, dar-s 3. Eu sunt așa mai prost așa de fel, eu trag din afara zonei în voi. Dar voi nu mă băgați în seamă pe mine, bine? Mai sunt încă 4 player, dar nu ia cap, bă! Mamă, tot încărcătorul, bine, n-are vestă săracul pe el. Perfect. Bine, mă, am hack! Dați-l o parte, că l-o moră pe Hades, i-am dat ăla, nu mai trage săracul, nu mai trebuie să tragă niciodată, nu mai trage în viața lui, ăla nu mai trage, iese afară direct, a aruncat telefonul să moară. Și trebuie să mai fie unul la glumă ăla dacă nu mă înșel și-i bat o scoadă dacă îl bat pe ăla să mor. Bine, mă, am hack, dă-te în puii mei că sunt bun câteodată, numai câteodată, așa am 14 kill-uri. Dacă nu le iau și pe ultimul, fac 15 kill-uri, ești nebun? Dar nu mai iau pe ultimul că sunt 4, adică, stați așa, fiți atent aici. Dar cum ar fi să le dea rivei la toți? Să aibă bănuți băiatul ultimul, să dea rivei la tot scoadă, cum ar fi? Unde naiba campează să moară Bibi dacă îl găsesc? Măi, urutule, măi, la mult. Hai că am făcut și 15 kg dacă e ceva. Nu, bă, e bine și 14 kg, adică, sincer, pe bune, acum doar cu X8 am jucat un meci. Nici n-am folosit AK-ul, nici nu știu dacă l-am folosit măcar la finish. Adică, pe bune, 5300 de meci. Hai că a fost ok, a fost un meci decent. Da, băi, și fete, bă, cam atunci cu acest challenge. Dacă v-a plăcut acest challenge și vreți și partea 3, scrieți în comentarii și, bineînțeles, facem și partea 3. Eu am fost Gabi, v-am pupat. Ceau, bă!